La prima vedere ați putea crede că mă aflu lângă o pădure sau în vreo livadă. E bine, nu. Mă aflu pe un bloc, situat în imediată apropiere a gării Târgu Jiu, pe acoperișul căruia a crescut acest falnic pom. Locatarii din blocul 6 de pe strada sublocotenent Gheorghe Bărboi din municipiu s-au obișnuit deja cu minunăția de copac de pe blocul lor. Fie că le convine, fie că nu, oamenii ridică din umeri și așteaptă ca municipalitatea să vină să-l taie. Ăia care stau acolo să și-l taie. Deci mi se pare normal să crească pomi pe bloc? Nu, poate vede și domn Căciumaru care face numai centru frumos și restul nu mai are pus să aleagă. De atât face domn Căciumaru. Centru frumos și în rest nimic. E de mult timp pomul acolo? De câțiva ani. Ați încercat să-l dea jos sau să... Da, l-a tăiat un vecin de aici, de lângă. Crește în continuare? Bineînțeles. Ați încercat să vorbiți la asociație? Da, am vorbit cu un vecin de jos care se ocupă cu asociația și a zis că o să-l dea jos, acum când habar nu avem. Chiar am vorbit tot să ne ajungem să vedem la primărie, pe asta, să rezolvăm în cazul cu el, că și așa poți să pice și în cap la oameni de acolo de sus. Materialul de ăsta care s-a, din cauza ploii, din cauza vremii, s-a deteriorat. Reprezentanții primăriei Târgu Jiu spun că vor trimite o echipă la fața locului pentru a tăia copacul, deși acest lucru nu face parte din responsabilitățile lor. Am fost implicați în acest caz pentru că cetățenii ne-au cerut ajutorul. O să meargă cineva de la gospodărie comunală și o să rezolve problema, dar cel mai bine ar fi fost dacă proprietarii ar fi spus de la început, pentru că puteau fi produse pagube serioase. Până va fi rezolvată această problemă, turiștii care se perindă prin gara și autogara Târgu Jiu vor putea spune că au avut ce admira.